Bună ziua, Ana, de la Eurohandball suntem. Am dorit pentru inimoșii noștri suporteri, care vor veni în număr mare, să transmis câteva lucruri din partea Naționalei Feminine a României, mai ales că suntem în data de 1 decembrie. Rând de la mulți ani României și tuturor românilor și pentru suporterii care vor fi alături de noi la acest campionat, le mulțumim și că vor fi alături de noi, sperăm, până cât mai departe. Din informațiile pe care le are Eurohandball, până în acest moment sunt peste 500 de bilete vândute doar românilor. Sectorul G din sală va fi arhiplin și veți vedea doar culorile roșu, galben și albastru, care vor împinge de la spate în timpul jocurilor. Din punct de vedere al îmbinării generației tinere cu experiența, să zicem, celor două jucătoare emblematice, Elisei și Cristina Neagu, ce facem noi în aceste zile ca să închegăm o echipă foarte bună? Păi nu cred că asta constă doar în câteva zile. Cred că ține de noi, de fiecare, și o să arătăm asta meci de meci. Ați avut foarte puține zile, într-adevăr, de pregătire. Tocmai de aceea subliniem acest lucru. În viitor, ce faci tu personal pentru a rămâne tot timpul lângă această echipă care noi o considerăm selecționată numărul 1 a României? Ce voi face eu? Ce fac în fiecare zi la antrenament? Să muncesc și să dau tot ce mai bun din mine. Noi îți mulțumim și vă așteptăm cu drag pe teren să vă vedem la joc. Vă mulțumim. Bună ziua de la Eurohandball, mult succes în acest nou campionat mondial, al 23-lea pentru echipa națională a României, singura prezentă la toate edițiile de campionat mondial. Ce ne puteți spune din punct de vedere personal? Ce înseamnă un campionat mondial și al câtelea este pentru dumneavoastră? Pentru un sportiv, cel mai mare lucru și cel mai frumos lucru să ajungi la campionatul mondial și noi ne așteptăm nerăbdătoare în primul meci mâine. În al doilea rând, echipa națională a României o considerăm selecționată numărul 1 a țării, lucru care arată de fapt performanța pe care o aduce handbalul românesc an de an sub tricolor. La acest campionat mondial personal aveți un obiectiv? Pentru că știm că închegăm o echipă care să prindă experiență și pentru anii următori. Da, în 2015 am reușit un rezultat foarte frumos și foarte bun cu medalia de bronz. Dorim foarte mult să terminăm un loc frumos care merită și echipa națională României. Pentru acest lucru să facem totul pe teren, să punem și suportul. Chiar și noi vă rugăm acest lucru. Echipa națională a României se pare că va avea un număr record de spectatori la acest campionat mondial. Sectorul G din tribuna de la Trier va fi aproape plin, meci de meci, cât veți sta aici, acele 9 zile. Aș dori să le transmiteți un mesaj acestor spectatori care vin din ce în ce mai mulți alături de echipa națională. Vă mulțumim și mulțumesc mult din suflet că sunteți alături de noi. Avem mare nevoie de susținerea voastră și să fiți mereu și la bine și la greu alături de noi. Și noi vă mulțumim, să aveți un turneu final cât mai lung și să ne bucurăm împreună. Doamne. O zi frumoasă. Mulțumesc.